Luni 21 decembrie, începând cu ora 12, în sala de ședință a Consiliului Județean Călăraș, consilierii județeni s-au reunit în ultima ședință ordinară din anul 2020. Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară din data de 21 decembrie 2020. Am constatat că sunt prezenți 28 de consilieri județeni în funcție, 27 prezenți fizic în sală, unul prezent online, din totalul de 29 de consilieri județeni în funcție, drept pentru care ședința este statutară. Vă informez că Tribunalul Călăraș, prin ședința civilă numărul 110/2020, pronunțată în data de 15-12, a validat mandatul domnului consilier Bănescu Laurențiu, supleant în lista Partidului Social Democrat. Propun modificarea și completarea ordinei de zi cu depunerea jurământului de către consilierul județean validat, propunere ce va ocupa punctul numărul 1 pe ordinea de zi, celelalte proiecte se vor renumerota corespunzător. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate? Și votul online. Pentru, da? Da. 28 de voturi pentru, 29 de voturi pentru, între care 28 prezenți în sală și unul online. Domnule secretar, să vă rog frumos să faceți renumărătarea. Continuăm ședința. Propun modificarea și completării ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2020, ce va fi introdus după primul proiect de hotărâre, urmând ca toate celelalte proiecte să se renumeroteze în mod corespunzător. Proiectul pe care vi l-am propus să-l băgăm pe al doilea. Cine este pentru? Rectificare. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? O abținere sau împotrivă? O abținere. Doamna consilier? Pentru. O abținere. Dacă aveți propuneri pentru modificarea și completarea ordinii de zi cu proiecte de hotărâre. Vă resum eu că nu sunt. Conform prevederilor codului administrativ, după validarea consilierului validat, trebuie să depună jurământul de credință. Dacă nu aveți completarea pentru ordinea de zi, cine este pentru completarea și modificarea ordinii de zi așa cum v-am propus? Cine este pentru? Se abține cineva? Se au o abținere? Doamna Petcu, consilierul, o abținere? Împotrivă? Niciun vot împotrivă. Deci avem 28 de voturi pentru și o abținere al 29 de vot. Continuăm. Domnul Bănescu, Laurențiu, vă rog frumos, vă invităm să depune jurământul. Subsemnatul Bănescu Laurențiu, validat în funcția de consilier, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. În acest moment, Consiliul Județean este alcătuit din 30 de consilieri, 29 de consilieri județeni, la care se adaugă președintele Consiliului Județean cu drept de vot. Pentru bună desfășurare operativă a ședinței, propun să se dea citire doar titlurilor proiectelor de hotărâre, nu și dispozitivul acestora. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Vot împotrivă? Popa. Nu, abținere. Abținere. Bine, Popa, abține. Abține la Popa. Domnule secretar, Paraschiva Aurel, vă rog frumos să dați și tine titlul proiectelor, să le supunem spre aprobare Consiliului Județean. Bună ziua, mulțumesc. Înainte de a da citire titlurilor proiectelor, aș vrea să vă spun că urmarea depunerii jurământului de către domnul Consiliul Județean Bănescu se renumerotăm astăzi. Proiectul numărul 1 va deveni proiectul numărul 2. După acest proiect, introducem proiectul de rectificare, care va deveni proiectul numărul 3. Iar proiectul
aflat pe dispoziții pe ordinea de zi la numărul 2, va deveni proiectul numărul 4 și se vor decala cu două până la final, toate celelalte, până la numărul 20, că care va fi numărul 20. Acum, dau citire primului proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției preliminare a bugetului propriu al județului Călăraș pentru trimestrul al patrulea al anului 2020. Nu sunt amendamente la acest proiect, motiv pentru care supun cine este pentru? Votului dumneavoastră. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Cine se abține? O abținere? Barbu Valentin? Împotriva? O singură abținere. Domnul Cioprei? Pentru. Doamna Tudor, pentru. Pentru. Da. Cu 29 de voturi pentru și o abținere, hotărârea a fost aprobat. Proiectul numărul 2. Da. Nu pot să le... Proiectul numărul 2, scuzați-mă. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2020. Acum fiind, vă rog, domnul secretar, după ce citiți fiecare proiect de hotărâre, solicitați președinților de comisii raportul, dacă există raport favorabil sau nefavorabil. Pe urmă treceți la vot în plen. Aici, doamna directoare, să ne mai spun o dată... Nu sunt amendamente în comisie. Doamna director, ce modificări la buget s-a adus? Conform hotărârii de guvern 1100, unde s-au alocat sume pentru DGASPC 1.632.000 lei pentru plata salariilor restante. Suma de 60.000 de lei pentru Spitalul Județean Călăraș, pentru centru de vaccinare și 75.000 de lei pentru Fundația SELA cu finanțare. Pentru asta, da? Da? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Doamna Tudor, pentru. 30 de voturi. Proiectul de modificare a bugetului propriu al Consiliului a fost aprobat. Ca să fie în ordine. 4. La punctul 4 avem proiect de hotărâre privind care devine proiectul 3, să spunem așa, pentru că primul jurământul nu e proiect. Și atunci am să merg cu 3-4 ca să fie într-o logică. Da. La proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor normelor de venit pentru anul 2021, în vederea impunerii veniturilor din activități independente, realizate în mod individual și sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din dreptul de proprietate intelectuală. Opa, aici să te abții. Vreți că ești fermier. Să nu cumva și tu, să vă abțineți la proiectul ăsta de hotărâre, pentru că... Nu e ăsta. Cu arenda, cu... Domnul președinte, eu sunt cu ziua la Iordache, pe Tălmin. E greu de crezut că tu ești cu ziua, nu? Avem valoarea să fii consilier de țean, nu cred că... Eu știu că ești fermier în Sovatul și așa că... Să te protejezi la viitorul proiect. Nu e 4, e la cu normele de venit. Cu normele de venit, da, care va un amendament acolo și... Acest proiect nu sunt amendamente în comisie. Comisia urmărit a dat aviz favorabil. Dar cine este pentru? Eu nu particip. Se abține cineva? Se abține cineva? Nu? Avem o neparticipare? Și nu că o neparticipare, eu nu particip. Nu, nu, nu la asta, nu la proiectul ăsta. Urmează proiectul la Vali când face amendament. Cu urma de venit pe agricultură. Pe agricultură, noi fermierii trebuie să ne abținem. Ca asta poți să-ți devoși. Ăsta cu activități independente, eu nu particip. Activitățile? Ăsta cu venituri de activități independente. Da, nu particip nici la asta. Nu particip nici la asta. Ok, să deci avem două neparticipări. Vali de Culescu și Stoian Ionuț. Da? Două neparticipări. Doamna Tudor, pentru. Doamna Tudor Petru. Deci avem 28 de voturi pentru. Două neparticipări. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre
privind aprobarea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Călăraș pentru anul 2021. Comisia? Aici punem de la Da, aștept răspuns. Nu, e la 5-a. Nu, comisia. Nu sunt amendamente. Cum sunt amendamente? Sunt amendamente. Domnul secretar, fiecare președinte trebuie să spună avizul pe care l-a dat. Comisia de urbanism a dat aviz favorabil, indiferent dacă există sau nu există amendament. Domnul, comisia de aviz favorabil, da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cum e Maria votul? Abține. Abține Maria. Gata, avem o abținere Maria de Culescu. Și o neparticipare Valentin de Culescu. Cu 28 de voturi pentru, o abținere și o neparticipare, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea 30 cu validarea lui Laurențiu. Mai avem un consilier lipsă? Da, e tot anul care nu este validat. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole în vederea calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinței bunurilor prin închiriere, concesiune sau arendare pentru anul 2021. Vreau să menționăm aici care sunt fermieri, Stoian, Iliuță, Popa, mai altcineva fermier, Șervan Jenel, Găman, Laurențiu și Tinu, sunt cu, nu participăm la vot. Și cu Vali de Culescu, nu participăm la vot. Ești fermier? Numărăm de nou? Da. E vorba de Vali Popa, Ionuț Stoian, Găman, Țâncu, Laurențiu, Culescu, Șervan Jenel și Iliuță Vasile. Și de Culescu... Și de Culescu... Avem puțin și... Valentin. Rămâne fără vot. Iliuță și de Culescu Valentin. Da? 8 consilieri nu participă la vot. Aici există un amendament. Domnul Barbu. Datorită secetei crunte care a fost anul ăsta, am propus diminuarea. De la, la 600 la? De la grâu 0,65 lei de la 0,70. La porumb a rămas propunerea pe care ați făcut-o. La floarea soarele de la 1,40 la 1,30 lei pe kilogram. La orz 0,60 lei pe kilogram și la masă verde fajiș de la 60 lei pe tonă, că ați propus la 45 lei pe tonă. Ok. O întrebare. Și cei care sunt persoane fizice și au contracte, de exemplu, cu APIA? Nu e acolo acel caz. Incompatibilitatea e să obții venituri și să-ți apropii veniturile tale ca să fie impozitate de finanță. Da? Aici a fost în urmă cu 4 ani de zile am avut eu de la un ziarist am votat acel proiect de buget, am votat proiectul de hotărâre în care stabileam taxele și am fost reclamat. Nu s-a început urmărirea votând să-ți ia bani de la fermier, dar pentru protecția fermierilor vă rog ca să nu votăm, să nu avem probleme viitoare. Nu știm ce se întâmplă, ce s-au schimbat, legislația e în schimbare și să nu avem probleme viitoare. Deci, propunerea domnului Barbu ca amendament. Cine este pentru? O secundă, vă rog. Da? Vreau să fac precizarea că în comisia amendamentul a fost respins. Cine a fost respins? Nu. A fost pentru discuții în plen. Da, nu a fost respins amendamentul domnului Barbu. Nu. Deci nu a fost respins în comisie. Deci a rămas ideea că vom face discuții în plen. Da, atunci... De solicitați încă o dată președintele de comisie avizul, gata, prin favoare sau nefavorabil. Domnul consilier, nu toate comisiile au. Nu toate au. Toate. Rapt. Fabio, cine e președintele comisiei? Nu raport. Nu, eu sunt la comisie. Da, și zi. Aici să discutăm în plen, da? Discuție de plen. Asta a fost scrisul în direct. Deci comisia n-a domnul Dumbravă spune ca la primăria Călăraș fiecare comisie, nu la comisie. Așa solicită domnul Dumbravă. Nu raportul comisiei de specialitate, care e altceva. Lăsați puțin, noi avem o cutumă aici. Cutuma noastră era în comisie, noi avem aici... Pe fiecare comisie unde sunt amendamente, obligatoriu le dăm citire amendamentului și propunem în plen aprobarea, respingerea amendamentului și proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat sau respins.
Aici, dacă, cutuma asta e cutuma la noi. Dacă deci aș, se presupune deci, nu, comisia ta, da, da, discută. Pe comisia ta nu am nicio problemă și le-am avizit. Da? În plen. Păi, când vorbești cu președintele, ai comisie. Deci, acum, la momentul ăsta, noi am avut o cutumă, dacă, Virgil, asta o schimbăm, dacă e prin regulament și rugămintea să o propui în regulamentul pe care urmează tot dumneavoastră să-l aprobați în primă ședință. L-avem analizat și aș vrea să-l dăm la grupurile parlamentare PNL, USR, Pro-România și PSD să le analizați regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Țară și să propuneți acolo modificări, solicitări, completări, ce considerați că e bine ca în cei 4 ani de zile în care funcționăm să aprobăm acest regulament. Acum avem un amendament la acest proiect de hotărâre. Deci avem 8 neparticipări la vot, da? Sunt 22 de consilieri care trebuie să-și dea votul pentru ce înseamnă amendamentul și după aceea proiectul cu amendamentul aprobat sau respins. Cine este pentru amendament? Da? 1, 2, stați puțin, numărați două secunde, ca să nu facem o greșeală. Asta este parte juridică. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18. Pentru întrebați ce-și făd doamna Dina. Doamna Tudor, împotrivă. Împotrivă? Ok. Împotrivă amendamentul. Ok. Deci, 18. Pentru un vot împotrivă online, împotrivă din sală. Abțineri în sală. Cum, 18, că sunt 22 de voturi, 22 de voturi, nu contează. Avem un vot împotrivă? Nu, nu, nu avem, stai puțin. În sală avem drept aprobat. Pentru. Nu e 18 în sală sunt 21 de voturi. Cine la domnul Deculescu, ați ridicat mâna? Nu participă, nu e în cei 8. Cred că n-a numărat cei doi vicepreședinți. Sigur. Da, scuze. Hai, cine este pentru amendament? Să, da? Da, domnule, sunt 21, avem un vot împotrivă, 21. Sunt pentru, un vot împotrivă, doamna Tudor, da? Amendamentul a fost aprobat. Cine este pentru proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de domnul Barbu? Cine este pentru? Tot aceeași consilier, rugămintea, ca să... Domnul Barbu. Da? 21, stați să vedem online. Nu? Pentru. 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 Deci avem 22 de voturi pentru proiectul de hotărâre cu stabilirea normei de venit la diversele culturi pe care a fost, să spune, obligația, obligația Consiliului de Țean să le aprobe prin hotărâre. Următorul proiect de hotărâre, domnule secretar? Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului de Țean Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Ce votăm? Ce proiect le-ați amestecat? 6, nu? Păi dați măcar, puneți-mi titlu, jumate din titlu, că nu mai știți. 6, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului de Țean Călăraș. 6. Care stă la hotărâre? 105 pe ordine. Ați citit doar titlul. Alea cu AFC-ul. Cu fotbal. Da. Avem un amendament aici. Da. Ascultăm. La proiectul numărul 6 nu mi-a fost pusă la dispoziție adresa ATC din area 1259 din 312 a 2020. Sumele din proiectele din 26 noiembrie și 3 decembrie nu au fost fundamentate și nici motivate de către ATC vânerea 2005, așa cum prevede articolul 136 din codul administrativ. Majorarea cotizației de 950 de lei către această asociație nu poate fi susținută din fonduri publice. De unde știți dumneavoastră? Păi legile date în vigoare, procentul de 5% de la orice autoritate. Domnule Grama, ca membru al Consiliului Director al Asociației, al Consiliului Județean, vă rog frumos cu doamna Petru să-i dați răspunsurile de care a întrebat. Pe ce bază se bazează finanțarea clubului de fotbal pentru performanță? Da? Și alte întrebări pe care, să spunem, doamna vrea să le propună ca amendament la acest proiect de hotărâre. Mă gândeam că domnul fost vicepreședinte Barbu a avut timp să explice domnului că la începutul anului a fost aprobat membru în Consiliul Director. E membru în Consiliul Director al clubului de fotbal Dunărea Călăraș. Asta e calitatea. Calitatea oficială dată de Consiliul Director. Iar domnul Barbu putea să vă explice că la începutul anului 2020 a fost aprobat bugetul pentru clubul de fotbal AFC Dunărea Călăraș
Și s-a stabilit că ce sumă pentru anul în curs 5 milioane de lei. Milioane. A fost aprobat bugetul de 8,7 milioane de roni. 8 milioane. Alocarea. Vă permite? Asta să vă explic. Dacă vorbim unul pe sau. Alocarea a fost de 5 milioane de roni. Așa. Din cei 8,7 milioane, având în spate o fundamentare pentru suma respectivă. Nu avem fundamentare, tocmai asta spunem, că nu avem nota de fundamentare și nici hotărârea adunării generale. Avem hotărârea adunării generale. Care se spune exact? Păi o aveți dumneavoastră, mai am solicitat-o și nu ne-a pus. Există hotărârea adunării generale, pentru că fără hotărârea adunării generale nu a fost aprobată în proiectul de hotărâre în ședința de Consiliu Județean. La bugetul aprobat la începutul anului, pe suma de 8,7 milioane aveți suma defalcată. Uitați aici, asta. Solicităm și lista. Iar în ce? Spune. Lista cu salariile și primele pe care le. Salariile sunt contracte ale clubului, sunt confidențiale. Și nu pot fi date decât autorității. Nu sunt atâta timp cât sunt plătite din fonduri publice. Dacă citiți cu atenție, ele sunt puse la dispoziție. Sunt puse la dispoziție autorității finanțatoare, care are. Tocmai asta spune că nu ne-a fost puse la dispoziție. Autoritatea este Consiliul Județean. Hotărârea. Adunării generale nu avem. Dacă ar mai fi avut timp puțin domnul Barbu, avea contractele, că a trimis un audit cu țintă contractele jucătorilor de fotbal. Deci, prezentați-l dacă l-aveți. Contractele jucătorilor sunt confidențiale. Nu bugetul, sunt confidențiale, sunt bugetul este aprobat. Sumele trebuie să fie publice. Păi sunt publice, dar sunt sume din fonduri publice. De ce sunt confidențiale? Că nu sunt confidențiale. Sunt confidențiale contractele. Păi de ce sunt plătiți în fonduri publice? N-ați înțeles, doamnă, spune domnul Grama, sunt confidențiale. Dumneavoastră, ele sunt la dispoziția autorității finanțatoare, adică la dispoziția Consiliului Județean. Bun. Respectiv, comisia care face evaluarea dosarelor pentru sumele cheltuite, are cunoștință de salariile, nu poate să vă confirme, direcția economică. Acum toate direcțiile pot avea. Atâta timp cât salariile sunt confidențiale, înseamnă că noi nu știm pentru ce votăm, pentru ce alocăm această sumă de bani. Sumele respective sunt verificate de direcția economică. După aceea, un alt aspect legat de prima. Așa. După ce criterii se alocă aceste prime? Spuneți-mi când s-au dat prime. Nu știu. În materialul care l-am primit apar salarii și prime. Acolo s-a dat ca și categoriile de cheltuială. Deci acolo s-a dat ca și categoriile cheltuială, iar prima se dă în baza unui regulament intern la nivelul clubului de fotbal. Regulament care e la dispoziția direcției economice și un tabel cu primele care sunt stabilite și aprobate și verificate sumele respective de direcția economică. Grava, mulțumesc! Rapoartele pe care clubul de fotbal le pune la direcția economică, ascultați-mă, sunt aici, deci dacă doriți să vi se pună la dispoziție, din momentul ăsta, direcția economică, doamna director, puneți la dispoziție oricărui consilier județean rapoartele și să le faceți, dacă doresc și copie de pe rapoarte, ce doresc, ce pagini să copieze de pe rapoarte. Cu rugămintea să-i luați o declarație că nu vor ajunge în spațiu public pentru că federația are câteva norme care ne interzice publicarea contractelor fotbaliștilor să le dăm noi în spațiu public. Nu vorbim despre... Nu, stați puțin. Și contractele, dacă le doriți să le luați, fiind consilier județean, le puteți lua. Dar să respectăm legislația în vigoare, în care și clubul de fotbal are deja angajament la federație că nu face publice contractele sportivilor. Da? Rugămintea, vă putem pune la dispoziție, prezentăm legislația în vigoare, legea care nu vă permite să le dați publice, apar publice înseamnă că încălcați legea dumneavoastră. Vă pun la dispoziție ce document doriți, direcția economică, vă rog mult de tot, da? Documente de care nu e nevoie să dea declarație, puneți la dispoziție rapoartele pe care le depune pentru justificarea sumelor clubul de fotbal, imediat să le puneți la dispoziție celor care sunt interesați din Consiliul Județean. Da? După ședință vă puteți opri să luați
rapoartele care sunt la Consiliul Județean pentru fiecare sumă cheltuită. Da? Pentru suma aceasta cheltuită, înțeleg că toți cei care vor să știe cum se cheltuiește banul public trebuie să depună și să semneze o astfel de adresă, o astfel de... Nu numai pentru ce înseamnă regulile federației. După ședință vă spun ce înseamnă participarea noastră, ce înseamnă clubul de fotbal, ce a însemnat să-l preluăm, să-l aducem aici, ce a însemnat să scoatem de acolo toate angajările fictive, să facem totul. Dacă vreți cu adevărat să stăm de vorba, astăzi am ajuns cu clubul de fotbal să fim într-o situație în care să funcționeze prin banii pe care Consiliul Județean îi atribuie către acest club de fotbal. El este în situația de performanță, suntem pe locul 4 la încheierea turului, o să ajungem în divizia națională. Dacă doriți să nu finanțăm clubul de fotbal, facem o întâlnire pe grupurile politice și luăm o decizie împreună. Dacă vreți să nu finanțăm. Domnul președinte, ar trebui asociația de fotbal să știe și sponsori. Nu să-i financeze Consiliul Județean în oraș. Tu ești fermier. Dă și tu 2% acum la fotbal. Hai, dă-i sponsor. Nu, eu dau o asociație de fermier. Dacă vreți, îi dau 2%, dacă eu dau 2% din banii care trebuie să-i aloc, îi dau către copii cu handicap. Nu îi dau la asociația de fotbal care vine Ana Maria Prodan să facă contracte de... Sute de mii domnul de euro. Acolo e altă lume. Domnul Popa, tu nu ești fermier la Socatu, tu ești acum în Consiliul Județean și aici performanța e diferită de nivelul Socatu. Aici e Consiliul Județean și județ. La județ e alt nivel de performanță și aici ai venit să-ți trec cu părerea despre echipa de fotbal. Echipa de fotbal, mi se pare corect, echipa de fotbal e la un nivel de performanță pe care niciodată... Ați văzut, domnul președinte, v-ați opus la acel amendament care a făcut Amelia sau domnul Barbu, cel cu copiii ăia. Dumneavoastră v-ați uitat ce probleme au acei copii, 63 de copii. Ce voi... Spui mie? Consilierii județeni. Te-au puțin, te-au până la pomul de presiune. Ca să le dăm 400 de lei pe lună. Măi, stai puțin așa. Să dai 400 de lei trebuie să te uiți în legislație. Da. Da? Să te uiți în legislație, să vezi că guvernul a aprobat... Ați văzut guvernul? Da, deci asociația de fotbal are o hotărâre în care ei vor o sumă de bani, dar acei copii care colegiul profesor am vor o sumă de bani, nu le dăm la acei copii, 63 de copii, dar le dăm la băieții ăștia de la fotbal. Sincer. Păi tu știi câte bucățele de-astea micuțe sunt în Consiliul Județean? O să vezi tu că dacă dai toate bucățelele astea peste cap, s-ar putea să nu mai ți ajungă nici să funcționăm ca și Consiliul Județean. Avem spitalele, avem multe probleme. Consiliul Județean are destule probleme care să repună ca... La spital sunt de acord. Sunt de acord unde este... Haideți că terminați dialogul să discutăm fiecare mai loc cu altul și alții. Haideți să lămurim aici. Da. Pentru acest proiect de hotărâre. Dacă mai sunt discuții pe acest proiect de hotărâre. Da, Vali și Pomă, domnul Mezeșanu, că el a ridicat primul mână. Domnule președinte, noi avem un anumit nivel de a ajunge la informații. Limitat față de dumneavoastră ca executiv și înainte de instalarea noului executiv și acum. Există spațiu public o anumită imagine despre ceea ce s-a întâmplat în trecut la asociația de fotbal Dunărea Călăraș sau cum se numește. De aici există această atmosferă de a suspiciona. Cu toții dorim să fie în regulă. Cu toții am fost triști că a retrogradat Dunărea. Cu toții ne vom bucura dacă va merge în eșalonul superior. Și atunci vă rog să înțelegeți suspiciunea pe care o avem. E îndreptățită. Dacă dumneavoastră ne asigurați, sau cel puțin pe mine și pe colegul Dumbrava, dacă dumneavoastră ne asigurați că lucrurile sunt în regulă din punct de vedere al documentelor care lipsesc acum la dosarul, la proiectul de hotărâre pe care îl analizăm, noi o să votăm, da, în baza ceea ce spuneți dumneavoastră. Adică rapoartele de cheltuieli, venituri, audituri, că am înțeles că s-au făcut audituri, deci este ok. Ceea ce aș vrea eu să vă întreb, există o previziune pentru anii următori, pentru anul următor, asupra cotizației care se dorește a fi cheltuită și dată în continuare de Consiliul Județean? Mi-aș permite 2 minute să fac o trecere de viste. Clubul de fotbal a însemnat o performanță pe care cu venirea mea în 2016 a trebuit să fac o evaluare și să văd cum să cheltuiesc banii. Am găsit câteva nereguli care s-au transformat în
luarea documentelor de către poliție, sesizări prin presă, scandaluri, nemulțumiri, și unde Consiliul Județean s-a constituit parte civilă, dacă se constată că sunt fapte penale, pentru că au apărut nemulțumiri, reclamații de pe la colegii din sport, cei care erau la stadion, iar noi, la momentul ăsta, putem să spunem decât atât. Intrarea în eșalonul superior, cu aceiași bani pe care se cheltuiau cu câțiva ani înainte, a fost un mare succes, dar a fost și o necunoscută mare. A trebuit în momentul ăla, neavând acces la echipe de jucători, că Popa mai devreme spunea de Prodan. Da, Prodan, pot să spun un singur lucru. Prodan e cea care ne-a adus și în divizia națională, aducându-ne jucători, și e și cea care, să spunem, la un moment dat, o parte de jucătorii care erau plătiți de club nu prea își găseau locul, dar erau la Călăraș. Da, sunt și greșeli. Greșeli pe care, să spunem, le-am negociat și le-am adus greșit, dar a trebuit să funcționăm, să facem această performanță. Am bucurat călărășenii. Acel eșec care l-am avut în ultima etapă, în care am luat gol în ultimul minut, ne-a adus, să spunem, să nu putem să continuăm performanța pe care o reușisem împreună cu consilierii județeni, parte de noi sunt și astăzi prezenți în Consiliul Județean. Am reparat multe cu eforturi mari și cu supărări mari. Astăzi nu mai avem acele probleme. Nu mai avem angajări fictive. Nu mai sunt cei care sunt astăzi dedicați fotbalului. Sunt 200 de juniori, deci dumneavoastră, prin aprobarea pe care o faceți acum sumelor către clubul de fotbal Dunărea 2005, nu aprobați numai echipei de seniori. În spatele lor sunt 200 de juniori ai județului Călăraș care sunt prezenți la stadion. Sunt prezenți cu grupe de copii, cu antrenori, la grupele de copii, pentru ca să poți să funcționezi în divizia B și în divizia națională, trebuie să ai echipele de juniori care sunt pe diverse vârste. Noi avem acești juniori, 200 de juniori de copii care sunt prezenți în stadion și se pregătesc pentru, să spunem, noua generație de fotbaliști ai Călărașului. Cu tristețe o spun cu tristețe în fața dumneavoastră, că puțini jucători călărășeni am putut să-i ținem la performanța de divizie B și de divizie A. Nu știu ce s-a întâmplat, n-am găsit, nu am putut să-i conectăm, nu sunt în țară, nu i-a promovat nimeni. Călărașul poate a fost scos din zona asta să promovezi copii talentați în fotbal. Și a trebuit, pentru performanță, că așa am găsit. Să știți că eu am venit și ce am găsit bun că a funcționat, l-am menținut, l-am mai corectat, am încercat să văd unde se cheltuiesc banii inutil sau ineficient și am eliminat. Am găsit multe soluții să putem să ajungem aici unde suntem astăzi cu acest club. Clubul n-are datorii la finanțe, clubul și-a respectat toate hotărârile judecătorești, pentru că am picat în divizia națională, am picat în divizia B înapoi, niciun jucător n-a avut să renunțe la contract. Toți au vrut prelungire cu 4-5 luni de zile, 2 luni de zile, niciunul n-a venit să-și rezilieze contractele. Toți s-au dus și ne-au luat în judecat. Deci noi, anul 2020, am funcționat cu banii luați din cont de către contractele sportive care erau salariile, reprezentau salarii. Noi, prin performanță, Consiliul Județean plăteam și salarii. Orice hotărâre judecătorească care venea pentru salarii, ne luau hotărârea judecătorească, iar restul de sume care ne rămâneau în cont, plăteam salariile sportivilor, fotbaliștilor care îi avem acum în divizia B. Asta e singura problemă pe care noi am avut-o, să spunem, în ultimii 4 ani de zile ca funcționare al clubului de fotbal. Iar acum pot să spun că totul funcționează și aș vrea un singur lucru, dacă considerați și te-aș ruga, dacă vreți să faceți o delegație de consilier și să mergem și la clubul de fotbal, să vedem ce este acolo, cum se prezintă clubul, să ne prezinte cineva situația de acolo, pentru că ce s-a spus în spațiu public parțial este adevărat, să știți. Cu niște nereguli, cu lucrurile care s-au întâmplat. Dar trebuie acele lucruri care le știți cu toții, împreună trebuie să le aducem la cunoștință, să le aveți cunoștință de la conducătorii clubului și să vedem cum împreună punem această echipă într-o situație de a face performanțe pentru județul Călăraș. Că noi suntem singurii finanțatori. La momentul când finanțam și clubul de handbal, cu primarul, Dumnezeu să ne iubească, Dan Drogulin, am stabilit să nu ne mai ocupăm. Că știi cum eram? Ne ocupam de toate, dar nu ne ocupam de nimic. Dădeam și la handbal, fotbal, și la fut, dădeam peste tot. Consiliul Județean dădea bani peste tot și la CSM dădeam bani.
dar nicio performanță pe nicăieri. Banii Consiliului Județean se împrăștiau, mai mulți decât dăm astăzi la clubul de fotbal Dunărea 2005, și nu aveam performanță. Și atunci le-am spus, haideți să ne asumăm Consiliul Județean, să finanțăm echipa de fotbal, că era cea mai grea, iar clubul de handbal să-l finanțeze primăria municipiului Călăraș. Și primăria a luat și clubul de fotbal, a luat clubul de handbal, a luat și futsalul și CSM-ul a luat primăria. Le-a luat pătate de treci și noi am rămas cu echipa de fotbal, Dunărea 2005. Asta e situația, o radiografie făcută la zi despre ce înseamnă fotbalul. Fotbalul a însemnat performanță. Să plătim, consilierii care sunt în continuare din mandatul 2016 și ați prezenți în Consiliul Județean știu ce a însemnat clubul de fotbal. Am trecut prin multe, să spunem, provocări, dar și multe, să spunem, performanțe care s-au realizat. Da? Și aici aș vrea, din dumneavoastră, să delegați din partea partidului care își dorește Pro-România și v-aș invita să facem o întâlnire la fotbal de la PNL, dacă ați delega un membru, și de la USR. Să fiți prezenți, doamna Petru. V-aș ruga să mergeți împreună în echipă sau chiar mai mulți consilieri, dacă doriți, să putem să lămurim aceste probleme, pentru că nu vreau să avem subiect în Consiliul Județean ceva care e cu performanță de viitor să stricăm noi acum. Să facem comisia, ce nu mai pierde în timp. Domnule președinte, o secundă. Cred că dacă lucrurile astea ar fi fost, proiectele referitoare la Clubul Dunărea și la multe altele, ar fi fost supuse în ședințe ordinare, unde noi am fi avut timp să le analizăm, să discutăm cu reprezentanții Consiliului Județean, să ne răspundă la toate întrebările, nu am mai fi avut acum discuția. Despre asta este vorba. Au fost ședințe extraordinare cu proiecte puse pe ordinea de zi, fără ca noi să nu avem timp să le analizăm. Asta e o practică. Doamna, asta vreau să vă spun și eu. Deci aici avem o problemă cu votul nostru care s-a dat în ședințele extraordinare. A fost interpretat tendențios, eronat, e problema noastră că ați făcut-o politic. De data aceasta se vede că introducerea unor hotărâri în ședințe extraordinare dau naștere la ceea ce se întâmplă acum, să le completăm prin ședințe ordinare. Deci rugămintea ar fi ca în acele ședințe extraordinare să introducem hotărârile de urgență, să fie cât mai puține hotărâri pe ordinea de zi, ca să le putem dezbate repede într-o oră și să le putem să fie corecte. Iar în ceea ce privește declarația dumneavoastră că foștii consilieri sau în speță ați nominalizat atunci pe domnul Barbu și pe mine că nu sprijinim clubul de fotbal, este iar o declarație politică și eronată, pentru că vă demonstrez că data trecută noi, ca și consilieri, am sprijinit prin vot în mandatul trecut aceste ședințe. Deci o declarație politică care a fost tendențioasă. Iar în ceea ce privește votul de astăzi, da? Data trecută am cerut, am solicitat să ne pune la dispoziție, nu să mă duc eu la club în vizită, să ne pune la dispoziție și noi, uite, domnule, ce cheltuieri mai am de făcut, avem următoarele probleme, trebuie să le rezolvăm, ne le dați scris, le analizăm împreună cu toți consilieri aici și finanțăm în continuare, dacă se consideră că este necesară finanțarea și dacă este corect. Eu am propus, ca să fie o transparență, așa cum vă doriți și dumneavoastră, să facem o comisie de lucru, dacă considerați că e vorba de o comisie. Dacă considerați că e altă formă de a merge la club sau aduce clubul la dumneavoastră, facem într-o comisie, în ședință de comisie, sau ne strângem cu o parte din consilier să luați toate lămuririle de la conducerea clubului astăzi pe care o avem. Domnul președinte, bugetul pe anul viitor, o să trebuiască să asigurați finanțare. Până ajungem acolo, trebuie să lămurim. Finanțarea trebuie să ne spuneți, domnule, avem următoarele cheltuieli, avem următoarele probleme. Noi dar trebuie să ne știm, noi ne ferim unii de alții. Și în momentul ăsta să încercăm să le finanțăm. Domnul Deculescu, domnul consilier Mezeșan a spus lucrurilor corect pe nume. În spațiu public a apărut câteva lucruri neplăcute pentru Consiliul Județean. Cum le susține și a apărut în spațiu public, le aduceți la cunoștință. Noi nu avem încredere astăzi că tot ce vom vota pentru sport este corect sau ajunge într-o zonă iarăși de infracțiune pe care domnul Mezeșan a sesizat-o destul de bine. Pentru a scoate din zona asta neplăcută pe care suntem astăzi poziționați,
Eu sunt președintele care am condus și în urmă cu 4 ani, cu bunele și cu relele care au fost. Vreau împreună cu dumneavoastră să lămuresc capitolul sport. Ce înseamnă performanțe? Dacă vreți să mergem și în alte zone de performanță și de la dumneavoastră, aștept alte propuneri, vreți să susținem și alte echipe, vreți să mergem pentru performanță în altă zonă, să luăm handbalul, să luăm, dacă considerați că este oportun să ne amestecăm în alte finanțări și pentru alte sporturi, sunt de acord cu dumneavoastră, nu am nicio problemă. De aceea, comisia e ok? Vreți altceva decât comisie? Ce vrem să facem ca să lămurim această problemă? Subiectul sport, care a fost totuși un subiect dezbătut și, să spunem, cu mare neîncredere din partea dumneavoastră. USR, PNL. Da? Și Pro-România. Mare neîncredere. Cum rezolvăm problema să ajungem să cunoaștem toată situația sportului? Propunerea mea și a domnului Mezeșanu e comisie. Până să ajungem în comisie la dânsii, ne puneți la dispoziție cheltuielile și până mergem în comisie la dânsii. După ședință, vă stăm la dispoziție cu rapoartele pe care le depune echipa de fotbal, tot aveți acolo cheltuieli pe salarii, pe energie. Nu poate cheltuieli viitoare, că cea cheltuită săptămâna trecută nu ne mai pasionează și cea. Avem ultimător de restanță. Noi nu plătim în banii consiliului de țară decât salarii. Da? Și utilități. Atât să plătești. Restul din sponsorizări vine, mai ne ajută primăria cu spații verzi pentru curățenie. Deci noi acum nu plătim decât salarii, da? Și utilități. Apă, canal, gaz, curent. Și baremul. E și arbitrii. Teste COVID și teste COVID. Da, funcționarea, să spunem, o plătim. Și aveți rapoartele care înseamnă banii primiți de Consiliul Județean, ce s-a decontat din banii primiți de Consiliul Județean. Rapoartele detaliate la Direcția Economică. Și după ședință puteți să le studiați. Domnul Mezeșan, văd că nu există să propuneți USR, propuneți un membru care să meargă împreună cu Mezeșanul la Direcția Economică. Domnul Eremia merge. De la PNL merge cineva? Pari, te duci tu? Nu, vin separat. Binulescu, te duci tu? Barbu, te duci tu? Nu. Păi de ce să meargă? Lăsați că mă duc eu, Domnul. Nu merge din partea PSD-ului Vârtejanu. Și cu Vârtejanu. Nu, 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 Vârtejanu. Deci, Liviu Vârtejanu, Mezeșanu. Și eu merg. Spiridon 2. Ieremia merge din partea PSD-ului. Nu o să meargă și domnul Deculescu și domnul Dinu. Nu, dacă e domnul Vârtejanu în comisie, nu, că mă ține 5 ore acolo, nu mai e. Mai sunt discuții pe acest proiect de hotărâre? Mai avem ceva? Rămâne și o lămurim dacă vreți după. Vedeți să ajungem astăzi să putem să punem în legalitate ceea ce s-a întâmplat până acum. Proiectele de hotărâre care au fost până acum propuse dumneavoastră, e vorba de, la începutul anului am aprobat 8.700.000 cotizație pentru performanță. N-a spus la ce club de fotbal, a spus decât pentru performanță, bugetul care l-am aprobat în 2020. Luna aprilie a fost pentru performanță. 8.700.000. Noi, din repartizarea sumelor Consiliului Județean, n-am aprobat decât, așa cum a spus domnul Barbu, e corect ce a spus domnul Barbu, 5 milioane am aprobat pentru că a trebuit, în inițial ne-am dus la 8 milioane, când am venit să am împărțit sumele, nu ne-am mai ajuns și am luat de la sport 3.700.000 și am pus în alte zone unde era obligatoriu să participăm, la protecția copilului. La protecția copilului am avut salariile până în luna martie. Din luna martie, vreau să spun că toți banii din investițiile Consiliului Județean care le aveam ca finanțare, i-am luat și am pus în zona de echilibrare a salariilor pe protecția copilului. La protecția copilului am pierdut, a fost vorba de iunie, iulie, august, septembrie, octombrie și în noiembrie ne-a dat guvernul bani. Da? 5 luni de zile cu 4.500.000 Pe lună, fără să dăm impozitele. La început am dat și impozitele, am dat 5.600.000, după care n-am pus să mai dăm impozitele. Imaginați-vă că sunt 20 și ceva de milioane care ne-a luat în bugetul Consiliului Județean. Bugetul Consiliului Județean putea să aibă 20 de milioane de ron astăzi în plus ca să poată să cofinanțeze investițiile care le are pentru anul viitor. Am pierdut 20 de milioane prin neasigurarea de către guvern, că legea spune 90%.
pune guvernul, 10% pune unitatea teritorială administrativă, cum se numește unitatea teritorială județeană. Pentru anul ăsta știți că a fost o excepție de la lege și era 50% cu 50% pentru anul ăsta. A fost nu mai era 90% cu 10%. Nu mai era. Dar pe deci a fost o chestie generală, nu specială pentru Călărea, să nu înțeleagă lumea. Nu, eu spun că nu am primit banii și am fost într-un deficit. Acum, noi să ne uităm. Deficitul pe care l-a avut Consiliul Județean, da? Cred că toată țara l-a avut, nu numai Consiliul Județean. Și am luat bani, legea ne-a permis, a fost o ordonanță de urgență în care legea a spus clar, luați banii din investiții și asigurați salariile. Deci e prima oară de când sunt în administrație, când s-a acceptat ca banii din fondul de rulment, fondul de investiții al unui județ sau OAT, să fie puși pe cheltuială la salarii. Că erau salariile Consiliului Județean, că erau salariile subordonatelor sau Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, au fost direcționați pe salarii.